locul unde se face auzită vocea ta, prezintă dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultima oră din România și întreaga lume website Informații utile din lumea creștină Vocea creștinilor Vă spunem bună seara și pacea Domnului. Suntem din nou împreună în direct pe platforma noastră Vocea Creștinilor și spunem uh, bună seara tuturor celor care sunteți alături de noi și bună ziua tuturor celor care sunteți și pe alte continente în această seară, așa cum am promis, încă de duminică avem doi invitați special, nu sunt străini de vocea creștină de platforma noastră, îi vedeți de fiecare dată, în fiecare săptămână și este vorba despre dr. Florin Antonie, pastorul Bisericii Genesei și dr. Lazar Gog, pastorul Bisericii din Anaheim, Emanuel. Fratele Lazar, este seara dumneavoastră, dar ați acceptat ideea de a fi împreună și cu fratele Florin în această seară pentru a pregăti mai multe lucruri și pentru conferință, dar totodată să avem o dezbatere bună în această seară. Da, mulțumesc, salut pe toți ascultătorii de la Vocea Creștinilor. Mă bucur să văd că fratele Florin Antone a acceptat invitația noastră să fie la dezbatere contez și îl consider un expert în probleme de natura celor care vor fi discutate. Și, de asemenea, frate Ciprian, mă bucur că puteți facilita o astfel de emisiune și un astfel de dialog care este spre binele Bisericii lui Hristos și spre binele celor care vor să învețe după Scriptură și după mine mai cu deamăruntul. Cuvântul Domnului, pentru că aceea este formula de înțelegere. Nu-i suficient să fiu un apolo, să știi scriptura, trebuie să o înveți cu deamănuntul, cu acuila și priscila. So, <laughs> uh, sunt, suntem uh, la dispoziția ascultătorilor noștri, dar mai ales la dispoziția Domnului. Frate Florin, mă bucur să vă revăd și vreau să știți că păstrez o amintire plăcută de la uh, Londra. Mulțumesc și acum pentru timpul care vi l-ați făcut să fim împreună, pentru masa care ne-ați oferit-o. Știți cum e proverbul românesc, nu trebuia, dar bine ați făcut, așa că vă mulțumesc. Sunteți un om minunat, frate, frate Lazar și onoarea este de partea mea. Când ai lângă tine pe pastorul dr. Lazar Gog, un profesor emerit, nu poți decât să te bucuri pentru că ai ce învăța. Și noi ne dorim să învățăm, să știți că onoarea a fost și este și va fi de partea noastră. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase și să știți că mă onorează această discuție, mai ales că trăim vremurile periculoase și avem nevoie să aducem poporului lui Dumnezeu puțin din lumina pe care am primit-o și noi, ca să îi punem în temă. Pentru că, fiind conștienți de ceea ce va urma, să putem ținându-ne de mână cu toții să fim uh, gata să l întâmpinăm pe Domnul nostru uh, în cunoștință de cauză, în cunoștință de cauză. Mulțumesc și eu lui Ciprian pentru că ne facilitează această platformă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Ciprian s-a pierdut sunetul dumneavoastră. A, așa, okay. așa. Mă bucur pentru faptul că putem să falcităm Că avem un public minunat O comunitate așa de minunată Vocea creștinilor și uh, suntem de fiecare dată aici Să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem Să transmitem Evanghelia până la marginea Pământului Alături de dumneavoastră care sunteți slujitori Și care uh, vă puneți la dispoziția uh, comunității Mulțumim noi din suflet și Dumnezeu să vă răspătească Avem o temă foarte interesantă în această seară Alianța din vremea sfârșitului în profeții, Clubul de la Roma, Bill Bergers, Comisia Trilaterală și Uniunea Europeană. Despre aceste teme vom vorbi în această seară, dar nu înainte de a vă spune că astăzi este ziua internațională de amintire a Holocaustului. Fratele Florin, ce ne puteți spune? Mulțumesc, Ciprian, pentru că ai adus aminte de acest aspect, care este extrem de important pentru orice etnic evreu din această lume, având în vedere că ne aducem cu toți aminte de poate cele mai negre zile ale istoriei umanității în general. Când 11 milioane de evrei au fost trimiși la moarte prin documentația creată la Berlinul de atunci, acolo unde sub numele de cod Ultima Soluție s-a decis practic omorârea, executarea a 11 milioane de evrei, din nefericire Poporul român a contribuit activ. El este uh, cel mai mare. Uh, e responsabil pentru cea mai mare, cel mai mare număr de morți din afara uh, Germaniei și Poloniei. Pe teritoriul european, mai puțin de 380.000 de, de evrei, 385 aproximativ, au fost omorâți uh, în Transnistria de atunci, care cumva fusese prin. Pactul de alianță dintre uh, România, prin Mareșalul Antonescu și uh, Mișcarea Nazistă. Uh, partea tristă este că uh, foarte mulți dintre copiii care au murit la Holocaust au fost omorâți pe teritoriul României. De aceea este dureros, vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați adus aminte împreună cu noi. Uh, 27 ianuarie este o zi în care ne aducem aminte că, uite, Aici, armata rușii are practic o bulină albă în tot acest perioadă de timp în care are buline negre și numai negre. Ei au fost responsabili cu eliberarea din taberele de concentrație de la Auschwitz, Birkenau, de la Teribinka, așa <coughs> mai departe de pe teritoriul Poloniei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubim, iubesc pe toți cei care au pierdut suflete dragi. Noi suntem cei care am pierdut în familia noastră suflete dragi. Eu sunt, practic, rezultatul unui fugi a familiei mele ca să nu fie prinsă și rămasă undeva la granița României. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunteți minunați! Vreau să, da, vreau să menționez și eu două, trei cuvinte pe direcția aceasta. Eu sunt de-a dreptul indignat de atitudinea aceasta antisemită care persistă și astăzi chiar în anumite biserici evanghelice. Este pentru mine ceva de neînțeles și anumiți slujitori, numiți creștini, practică un antisemitism și nu văd existența statului evreu ca și o împlinire a profețiilor biblice. Chiar când m-am întors de la Londra, frate Florin, în aeroport în Londra Mi-am luat o carte de daughter of Auschwitz Fica Auschwitzului Scrisă de o supraviețuitoare Care avea doar 4 ani când a fost dusă la Auschwitz Și la 6 ani a fost dusă În camera de gazare și întoarsă înapoi deci De cineva care A văzut moartea în față Și Tola o chema Tova și-a schimbat numele foarte, foarte bine scris, scris în 1900 în, 2000, în 2021, deci e carte recentă. informații extraordinare și nu poți să nu, să nu se tulbure duhul în, în, în tine când citești atrocitățile la care au fost supuși oamenii și copiii nevinovați și nu era nimeni vinovat ca să fie supus la astfel de tratamente, dar uh, Auschwitzul este ca și terorismul islamic de astăzi. Uh, este un exemplu de ceea ce uh, poate să facă un om fără Dumnezeu și, uh, și ceea ce poate să facă un om în numele religiei și a unor uh, interese. Uh, pur, pur omenești, influențate demonic. Eu mă bucur de toți aceia care știu să se uite corect în istorie și știu să citească istoria și să nu scrie istoria după mărimea pungii de bani care este pus alături ca să scrie în dreptul interesului cuiva istoria este așa cum este și nu poate să fie schimbată. Deci aceea trebuie să o prezentăm ca atare, iar poporul român trebuie, a făcut-o, dar parțială, trebuie să să-și ceară iertare națională statului evreu pentru poziția luată față de evrei. Am rămas surprins, de exemplu, studiind arhivele Holocaustului, Uh, să, să aflu că uh, Octavian Goga, poet român uh, bine cunoscut, uh, un ardelean uh, cu minte, cu care te legi la inimă, dar uh, a fost prim-ministru 9 uh, luni de zile. În, uh, în 1940, în România, 39-40. Prim-ministru 9 luni de zile. În 9 luni de zile. Guvernul Octavian Goga a despropriat 100 de mii de evrei și a, le-a luat averile, le-a luat cetățenia, i-a trimis din România ca să fie persecutat, să fie omorâți. Este, este greu de înțeles lucrul acesta. Este greu. Să știți, frate Lazar, că din câte mi-aduc aminte, domnul președinte Traian Băsescu la acea vreme a cerut, a prezentat poporului evreu cererea de iertare ca și președinte mi-aduc aminte că a fost o mare onoare și foarte bine primită această, această să spunem recunoaștere a vinovăției am apreciat și cred că fiecare evreu și mai ales evreii români cei care că sunt foarte mulți care vorbesc încă românește în Ierusalim. Mulți consider că e a doua limbă acolo vorbită. Au apreciat lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și oarecum se leagă de tema emisiunii de astăzi pentru că alianțele astea pentru sfârșit uh -huh. tot acolo vor duce la un Iar ultim vreau Vreau să vă spun că uh, am fost, printre altele, un apropiat al fostului președinte Emil Constantinescu din România și am fost primit la Palatul Cotroceni de două ori în vizitele mele în România de către domnul președinte și în a doua vizită pe care am avut-o cu domnia sa m-a întrebat, zis așa, părinte Gog, după expresiile pe care dânșele folosesc, aveți un gând pentru mine, ce aș putea face să meargă bine lucrurile. Și am zis, domnule președinte, dacă mă întrebați pe mine, gândul cel mai bun pe care le puteți face este să ori să mergeți personal, ori să vă trimiteți prim ministrul la Ierusalim și să faceți o reconciliere națională cu statul evreu legat de poziția pe care România a avut-o față de. Evreii din România Asta va aduce Binecuvântare poporului Pentru că așa scrie în scriptură Cine te va binecuvânta va fi binecuvântat A rămas surprins De gândul meu A zis părinte să știți că Studiez problema și Voi lua o măsură În direcția aceasta Se vede că n-a apucat dânsul să o ia Dar urmașii au făcut-o E bine că au făcut-o da. Dumnezeu îi va binecuvânta și urmașii Măcar că luat în considerare. Dumnezeu să bine binecuvânteze familia care să trage din el, pentru că măcar că a luat în considerare lucrul acesta este un, un lucru mare, un lucru mare. Eu cred frate Lazar, că dacă poporul român va acționa pro-Israel în această perioadă în care se va lupta cam toată lumea împotriva lui, având în vedere că ei sunt deja trimiși la Curtea Internațională de Justiție cred că Dumnezeu va binecuvânta în doit, adică mai bine decât dublu în România. Da, sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins de lucrul acesta. Bun, haideți să intrăm în uh, temele noastre profetice. Uh, M-am gândit și de aceea am făcut uh, propunere în direcția aceasta. Uh, profetul Ezechiel, profetul Daniel, Apocalipsa. Vorbește că în vremurile din urmă vom asista la niște alianțe care în final vor duce la grăbirea sfârșitului, la grăbirea istoriei așa cum o cunoaștem noi acum, și alianțele acestea vor afecta Biserica, vor afecta pe Israel și vor afecta. Alianțele acestea, relațiile lumii contemporane și, bineînțeles, vor grăbi decizia lui Dumnezeu în ce privește uh, operarea pe care El o face uh, conducând destinele omenirii. Sunt patru alianțe care sunt menționate în scriptură și ne vom uita la ele cu încrengătura pe care uh, acestea o au. Daniel vorbește sub și Ezechiel sub numele de împăratul Nordului sau împăratul din Nord care va afecta în special Israelul. Împăratul din Nord, dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, fără să fim prejudiciați, este Rusia, este Turcia, este Siria, și bineînțeles, la acestea se mai adaugă Hezbollah și Hamasul. Și sigur, acțiunea lor este să reducă pe Israel cât se poate de mult sau să-l desfințeze ca stat, așa cum spune Psalmul 83. Haideți să desfințăm pe Israel ca stat, să nu se mai vorbească de numele lui. Psalmul 83. Apoi, Biblia vorbește despre o alianță împăratul din sud. De regulă acesta este Egiptul. Israel are tratat de pace cu Egipt, însă, așa cum spune profetul Ezechiel și Eremia, Egiptul este o trestie frântă, este un suport de paie pentru Israel, pentru că uh, greutatea lui politică și greutatea de a-și menține cuvântul uh, este problematică. Uh, dar uh, împăratul din sud nu poate să fie numai Egiptul în cazul de față, în estimarea mea și a multor teologi, ci împăratul din Sud, cred că reprezintă uh, toată Uniunea Islamică, 57 de state, uh, care, uh, afară de cele care au făcut în ultima vreme un tratat uh, cum este uh, de, uh, Abraham Accord, acordul uh, abrahamic, nu recunosc pe Israel ca stat. Nerecunoscându-l ca stat, sigur că sunt practic într-o stare de declarație de război continuă cu statul evreu. Trebuie să vedem lucrul acesta nu din punct de vedere politic, trebuie să vedem din punct de vedere biblic, profetic. Apoi, împărații din răsărit. Alianța aceasta reprezintă China, India. Și nu cred că exagerez dacă spun că uh, chiar și Corea de Nord face parte din, va face parte din alianța aceasta, mai ales că este un stat uh, cu putere nucleară și uh, condus de o dinastie care uh, cred că este mai mult preocupată de, așa cum zice scriptura, de Pântece decât de binele țării pe care o conduc, și preocuparea lor este să aibă un cuvânt în afacerile internaționale și în relațiile internaționale, și să aibă un cuvânt determinator în această privință, din punct de vedere politic și economic. Și de aceea, Coreea de Nord trebuie urmărită cu atenție în aceste zile, din urmă. Și, în sfârșit, este Împăratul din Vest. Împăratul din Vest este Uniunea Europeană, care, în final, va sfârși în ceea ce Scriptura numește Imperiul Roman reactivat, reînviat. Scopul. Uniunii Europene, în final, este să-l producă pe Anticrist, pentru că Uniunea Europeană este prezentată în scriptură sub formă de fiară. Anticrist este fiara și, de la început, cine se uită cu atenție în istorie, relațiile Uniunii Europene, de exemplu, cu Israelul, nu sunt cele mai bune considerația Uniunii Europene pentru Israel nu este cea mai sănătoasă din punct de vedere politic și de asemenea relația Uniunii Europene cu Biserica, chiar dacă Biserica Romano-Catolică este incorporată în Uniunea Europeană, relația Uniunii Europene cu Biserica este de tipul Cazavenco, este sublimă dar lipsește cu desăvârșire <laughs> <laughs> pentru că în Constituția Uniunii Europene nu se pomenește numele lui Dumnezeu deloc, și nici, nici importanța Bisericii. Chiar dacă în această direcție Biserica Romano-Catolică, prin papa, a intervenit, nu s-a luat în considerare intervenția, Constituția a fost emisă și cele 28 de state care formează Uniunea Europeană. Nu știu, prin urmare, ce hotărâre se ia, pentru că nu este uh, aprobată Constituția aceasta de toate statele europene, trebuie să recunoaștem. România, de exemplu, nu a prostit un cuvânt în această direcție, dar, după cum sunt uh, manevrele politice și sancțiunile economice uh, din partea uh, Bruxelului, uh, închide gura la majoritatea statelor europene din Uniunea Europeană și de aceea hotărârea în final va fi una unanimă de, de, a merge după ceea ce Scriptura spune, după un spirit de animalic, anticristic. Acum, din aceste patru uniuni, ca să spunem așa, Uh, au generat uh, altele uh, care vorbesc pregnant de ceea ce se întâmplă în timpurile noastre și de ceea ce Biblia vorbește că va fi direcția omenirii în aceste vremuri din urmă. De exemplu, am să vă dau câteva organizații. Uh, BRICS. Hmm. BRICS. Uh, astea sunt. Uh, literile de început ale fiecărei este o organizație formată din Brazilia, Rusia, India, China și uh, South Africa, Africa de Sud. De aceea e BRICS, după inițialele uh, numele, numelor acestor țări. BRICS reprezintă 40% din populația Pământului la ora actuală, deci organizația aceasta, și 25% din produsul uh, național brut al uh, popoarelor lumii. E mult, e mare. Un sfert. Un sfert, ia. 25%. La aceste state, Brazilia, Rusia, India, China uh, și South Africa, Africa de Sud, uh, s-a făcut cerere de aderare și de următoarele state, în Argentina, Algeria, Bangladesh, Egiptul, Iranul, Indonezia, Arabia Saudită, Turcia, Mexicul, Nigeria, Sudanul, Siria, Pakistanul și Venezuela. Scopul lor este ca lumea contemporană să fie condusă nu de un singur despot, ci scopul lor este să fie condusă de un guvern multinacional care să dirigeze toate afacerile omenirii, în special cele economice și religioase. Este interesant că uh, pun economia cu religia împreună. Deci asta este scopul declarat în preambulul organizației. Aceasta vorbește despre faptul că suntem în pragul sfârșitului, în pragul împlinirii profetice a vremurilor din urmă. Asta este BRICS. Apoi, o altă organizație mare este prezentată și SCO, SCO, adică Organizația Co de cooperare Shanghai, care cuprinde China, India, Kazakhstanul, Kyrgyzstanul, Pakistanul, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Cambodia, Egipt, Kuwait, Mongolia, Myanmar, Saudi, Arabia Saudită, Sri Lanka, Turcia, Turkmenistanul și Qatarul. Care este scopul lor? Auziţi, scopul lor este uh, să elimine dolarul ca monedă pentru internațională de tranzacționare, da? Da, de, de tranzacții internaționale și să elimine Statele Unite din poziția de superputere mondială. Uh, va întreba cineva, dar asta vorbește despre sfârșit, sigur că vorbește despre sfârșit. De ce? Pentru că uh, ne place sau nu ne place să auzim la ora actuală sau până la ora actuală cel puțin de la primul război mondial încoace, uh, factorul de echilibru în relațiile internaționale l-a constituit statele unite, fiind o superputere Statele Unite a fost garantorul democrațiilor care au apărut pe harta lumii de-a lungul acestei perioade de timp, și de asemenea a mai făcut două lucruri mari care garantează influență reală și un cuvânt în afacerile mondiale, și anume a fost suportul numărul 1 al lui Israel până la ora aceasta cu suișuri și coborâșuri că fiecare președinte a avut năravurile și mofturile lui consilierii lui dar suportul pentru Israel a garantat Americii o poziție specială în ochii Domnului dacă nu în ochii oamenilor că sigur lumea invidiază lucrul acesta și de aceea încearcă să submineze. China și Rusia se, se luptă cu dinții pentru acest aspect. Dacă îmi permiteți, frate Lazar, până să continuați, a avut un rol fundamental, de fapt, rolul fundamental în reînființarea statului evreu, pentru că la vremea respectivă, în 1947-48, Marea Britanie, care controla teritoriul de astăzi al Israelului nu a vrut să-l cedeze. Și la presiunea Statelor Unite ale Americii, acest uh, teritoriu a fost eliberat și doar prin suportul de atunci al președintelui Statelor Unite, uh, Rabinul David Ben Gurion a putut să citească proclamația de, de independență și de reînființare statului. Mulțumesc că mi-ați permis să... Da, nu, pare platic. bine de completare, corect, uh, corectă intervenția. Deci, uh, Statele Unite a fost garantor, garantorul democrațiilor internaționale apărute pe harta lumii, de asemenea suportul lui Israel și este un al treilea lucru foarte important până la ora actuală, cel puțin de la primul război mondial în coace, Statele Unite a fost puterea misionară a lumii contemporane inclusiv la ora aceasta la care vorbim și avem acest material în fața dumneavoastră, 92, auziți, 92% din misionarii creștini în lume sunt americani. Sunt americani. Lucrul acesta vorbește mult despre importanța acestui popor să rămână o superputere și să rămână o economie sănătoasă, și să nu se lase, așa cum este tendința la ora actuală, actualul guvern democrat în Statele Unite este un guvern socialist de o slăbiciune morală și de o incompetență economică crasă care nu poate să facă altceva decât să ducă la ruina Americii și la decăderea Americii. Dar dacă America se va trezi și în următoarele alegeri, dacă mai ține domnul timpurile, vor avea un cuvânt altul decât de orientări socialiste și de interesele verzilor, atunci încă mai putem să mai așteptăm un pic de îndurare în existența noastră, în aceste vremuri din urmă. Altfel, dacă America decade ca și o democrație și un, o putere de menținere a democrației, adevărul este că lumea intră în haos. Lumea intră în haos din, din această perspectivă. Și atunci, SCO, cooperarea. Organizarea pentru cooperarea din Shanghai are tocmai acest scop de slăbire a Americii și statele acestea pe care le-am amintit se, se luptă cu dinții. Următoarea organizație din care face parte mai ales din împărații din Sud este OPEC-ul. Hmm. Toată lumea a auzit de OPEC. Organizația Am pentru. Uh, Petrol, organizația pentru administrarea petrolului. S-a stabilit în 1960 de către Arabia Saudită, Venezuela, Irak, Kuwait și Iran. Dar la ora actuală au mai intrat în opec Algeria, Congo, Ecuador, Guinea ecuatorială, Gabonul, Iranul, Irakul, Kuwaitul, Libia, Nigeria, Arabia Saudită și emiratele Arabe Unite. Scopul OPEC-ului este acesta. Ei spun: 4 cincimi din rezervele mondiale de petrol sunt în cadrul acestor state, a organizației OPEC. 4 cincimi. Deci numai o cincime este în, în, în afara OPEC-ului. Și atunci opec a spus: Noi vom lucra de așa manieră încât producția anuală de petrol pe plan mondial să asigure mersul economiilor mondiale și a celor puternice și a celor în, pe punct de dezvoltare uh, și vom, vom lucra de așa manieră încât producția de petrol să asigure și rezerve pentru lungă durată energetice, dar în același timp și să se poată lucra pentru găsirea de alte resurse energetice dar după cum se vede chiar la ora actuală benzina, petrolul n-a fost mai scump niciodată decât este astăzi pentru că manevrele OPEC-ului sunt acelea de a destabiliza economia lumii, nu de a ajuta economia lumii. Președintele Biden s-a dus și s-a plecat în fața Arabiei Saudite să ceară să mărească producția de petrol cu cel puțin un milion de barili pe zi. Însă MBS prințul moștenitor al coroanei saudite nici n-a vrut să-l audă. Ori să nu bage în seamă America o țară care a cărei existență, Arabia Saudită a cărei existență este dependentă de puterea Statelor Unite pentru că Statele Unite uh, au o concentrare mare de armată și de echipament militar în Golful Persic și în uh, regiunea aceasta a lumii, uh, datorită faptului că Iranul este acolo și uh, intențiile Iranului sunt acele de hegemonie islamică uh, până în Maroc și să introducă forma lor de înțelegere islamică, care este forma șiită, nu este suni, cea pe care o are o Arabia Saudită. Și atunci, Arabia Saudită practic că admite, că nu admite, dar recunoaște în cercurile politice din zonă, recunoaște că are o teamă constantă de un atac din partea Iranului, mai ales că Iranul se luptă să aibă și armă nucleară care cred că va fi rezolvată de Israel potrivit Ieremia 49 cu 35 când Israelul va lovi Elamul adică sud-vestul Iranului de astăzi deci acesta este scopul OPEC-ului apoi avem o organizație interesantă Uh, prezentată în, uh, în materialele pe care le pot urmări uh, ascultătorii noștri. OIC, românește, OIC în engleză, este Organizația pentru Cooperare Islamică. Organizația pentru Cooperare Islamică are 57 de state uh, cu. Egiptul, Iranul, Irakul, Iordania, Libanul, Libia, Pakistanul, Palestina, Arabia Saudită, Sudanul, Surinamul, Siria, Turcia, Iemenul, uh, uh, Emiratele Arabe Unite. Scopul lor este un scop dublu și anume eliminarea lui Israel, micul satan, și eliberarea, uh, uh, eliminarea Statelor Unite, marele satan scop declarat în statutul de funcționare a acestei organizații. Și ne întrebăm în ce timpuri trăim, timpuri de pace, timpuri de relaxare politică și economică, nu Stimați ascultători, trăim niște timpuri tensionate. Asta nu ca să vă inspirăm groază și frică în viața zilnică, ci ca să știm realitatea în mijlocul căruia suntem chemați să funcționăm ca oamenii a lui Dumnezeu și să vedem mersul lucrurilor. Când o organizație are scop precis să elimine o țară, să elimine pe Israel, să elimine America se elimină două uh, elemente esențiale ale existenței omenirii. Odată Israelul este uh, statul la cărui uh, importanță este în planul lui Dumnezeu. Nu fi în planul tău care asculți probabil, dar este în planul lui Dumnezeu. Și nu uita, dacă te numești creștin, este Uh, o anomalie, un antagonism să spui că nu poți iubi pe Israel când Domnul tău Iisus Hristos este evreu. Come on! Uh, ori suntem uh, ceea ce spunem că suntem, uh, oameni temători de Domnul, uh, ori credința noastră este o glumă sau nu ne dăm seama ce credem. Asta e un aspect. Și doi, America este uh, cu toate fără de legile ei, puterea economică mondială a lumii și economia lumii la ora actuală, când ne place să auzim sau nu, depinde de economia Americii. Dacă America uh, răcește, toată lumea strănută. Dacă băncile americane cad, toate băncile mondiale se duc. Aceasta vrea să aceasta vrea să spună următorul lucru. Poate că ascultătorii o să zică, pentru că noi vorbim profetic, că noi exagerăm. Vreau să vă spun un lucru, bunii noștri prieteni. Economia lumii este zidită pe nisip. Pe nisip. Adică pe silicon. Și, sigur, doctorul Florin Antonio o să vă vorbească mai mult despre aceasta la conferința care vine la Arad de luna viitoare. Have, uh, aveți Silicon Valley acolo, nu? Ia, <laughs> yeah, avem Silicon Valley aici. <laughs> ia. Economia lumii zidită pe nisip. De exemplu, uh, citeam un, un articol care spune așa. Multe cutremure în America. Dacă un cutremur de gradul nou vine în Statele Unite, uh, și clar uh, clatină Los angeles că noi suntem pe o falie care se mișcă mereu. Suntem oameni așezați, dar încă trebuie să se mai așeze California, știți? Uh, dacă un cutremur puternic de gradul 9 vine și mișcă uh, Los Angeles-ul, în, ar, în articolul acesta spunea următorul lucru. Pe linia New York, Los Angeles, uh, Hong Kong, Frankfurt, Londra sunt tranzacțiile mondiale uh, 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 economice zilnic zilnic numai între New York și Los Angeles sunt peste 70 de trilioane de dolari uh, din afacerile uh, economice mondiale tranzacțiile făcute. Uh, și spune așa, dacă cade Uh, Los Angeles, uh, sistemul uh, computerizat de tranzacții economice, uh, economia lumii va suferi cumplit și va vor trebui zeci de ani să se poate pune din nou în funcțiune. Asta spune că economia e pe nisip. Siliconul nu ajută mult, e bun el, dar uh, că uitați, ne vedem datorită siliconului, dar uh, Durata lui nu este, nu este cea mai mare pentru că este construită cu un spirit de mândrie, de aroganță, să-l sfideze pe Dumnezeu. Noi putem mai mult decât Dumnezeu, nu avem nevoie de el în mintea magnaților și multor miliardari. Și am să vă spun despre ei în câteva gânduri și apoi am să loc pe doctorul Florin Antonie să... Aducă completări pentru că dânsul are multe în ceea ce eu v-am spus. Este un alt grup care îl știți bine și îl auziți mereu. Davosul este parte din grupul acesta, este G20. Grupul celor 20. La început, a început a, 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 au fost grupul celor 6, apoi grupul celor 7, după aceea grupul celor 8 sunt statele industrializate cele mai mari, cele mai puternice, care se întâlnesc anual. Acum sunt 20, economiile cele mai puternice din lume, care se întâlnesc anual și discută care să fie mersul economic al lumii. Ce trebuie să facă o țară, ce nu trebuie să facă cealaltă țară, ce economie să se dezvolte în zona aceasta, ce economie să nu se dezvolte în zona aceasta. Este bine ca puterile mari să discute economii și să întindă mâna să ajute pe alții care să se ridice. Este foarte bine. Ca așa ne învață și scriptura să. Ajutăm pe cei mici și pe cei slabi. Numai că planurile lor nu sunt așa de curate, după cum uh, uh, se scrie în presă. Planurile lor sunt altele. Și anume, am să vă dau două exemple și uh, asta veți înțelege. În cadrul acestor întâlniri economice, unul din punctele de discuție este legat de uh, eliminarea disensiunii religioase care există în omenire la ora actuală, islam și creștinism. De aceea, Papa Francis a venit cu o idee care este în aplicație la ora asta la care vă vorbesc, și anume uh, să construiască un centru pentru crislam. Deci, unirea dintre islam și creștinism. Crislam. Creștin, islamism. Uh, și uh, în această direcție au fost uh, uh, angajate serviciile unui uh, arhitect arab uh, foarte renumit și s-au pus bazele unei, uh, așa zise. Uh, deci noul centru pentru Crislam, care să construiască uh, casa familiei abrahamice. Ați auzit probabil uh, și alții ascultători despre ea. Casa familiei abrahamice. Centrul pentru ca, uh, unde s-a ales ca să fie locul acesta este în uh, Abu Dhabi. Deci în Abu Dhabi. Uh, a început construcția, va fi un complex uh, imens în care va fi o biserică, uh, uh, o moschee și uh, o sinagogă. Deci o biserică, o moschee și o sinagogă. De deci, ce spune centrul familiei abrahamice în Abu Dhabi? Uh, și unde să se poată întâlni cele trei religii, și unde se poată să dezvolte toate punctele comune pe care le au, și uh, să se poată vorbi despre un singur Dumnezeu, așa cum uh, aceste trei religii sunt religii teocra, uh, care vorbesc despre un Dumnezeu unitar, un singur Dumnezeu. Numai că. Dumnezeul creștinilor nu este similar cu Dumnezeul islamismului, nu este unul și același lucru, iar scopurile creștinului nu sunt scopuri pe care le are Dumnezeu în planul lui și care sunt revelate în scriptură. Papa Francis este de-a dreptul deplasat din punct de vedere teologic și este preocupat mai mult de drepturile uh, homosexualilor și ale verzilor decât despre uh, acurateția religiei sau mai degrabă a credinței creștine. Pentru că unul din planurile uh, acestui crislam headquarter, centru crislamic este acesta. În înțelegere cu islamismul care are o familie puternică și uh, mulți având mai multe soții, au copii mulți. Uh, știm foarte bine biserica romano-catolică este împotriva divorțului și a avortului. însă papa a semnat un acord cu uh, autoritățile islamice prin care este de acord cu reducerea populației pământului uh, folosindu-se mijloce chimice dintre cele mai sofisticate ca să se oprească sarcina. Ca să se oprească sarcina. Este un lucru uh, mare să-l auzi din partea Bisericii Romano-Catolice. Asta spune unde trăim și unde ne aflăm. Dar aceasta nu e suficient. Și apoi uh, conclud prezentarea mea. Uh, este ceea ce poate ați auzit, agenda 21 și agenda 30 a, statelor dezvoltate care, printre alte, a discutat despre populația Pământului până în 2030. Și în felul acesta s-a luat o inițiativă, inițiativa numită Charterul Pământului Eco-92. Deci hotărârea s-a luat în 1992. Charterul Pământului Eco-92. Acest charter deci format din statele, din statele acestea ultra dezvoltate, G20, spun următorul lucru, este uimitor să auzi așa ceva. Până în 2030, populația Pământului trebuie redusă până la 95%. Dar nu știu dacă ei s-au inclus acolo și ei să fie redușeia care au semnat lucrul acesta. <laughs> ei vor să trăiască, ca să domnească. Dar până la 95%. Și auziți, vă citez. Cum trebuiește făcut lucrul acesta? Ca să atingem scopul acesta, trebuie folosit orice mijloc necesar. Orice mijloc necesar? Le dăm injecție de COVID să moară. le dăm, uh, I don't know ce. nu știu ce să pun acolo, dar eu, eu vă citesc doar ce vorbesc și ce spun. Uh, dumneavoastră trageți concluziile pe care credeți că sunt potrivite, fără să exagerăm în, uh, în concluziile noastre. Noi trebuie să ne uităm la realismul în care trăim. Uh, trăim în vremurile din urmă și, de fapt, în vremurile din urmă, chiar se va întâmpla fenomenul acesta uh, în Levitic 26, Domnul Dumnezeu spune că dacă, de exemplu, Israel nu va asculta de legile Domnului, de șapte ori mai mult va suferi, deci o pierdere de șapte ori mai mult. Apocalipsa 6 cu 8, un sfert din populația pământului va fi nimicită. Apocalipsa 9 cu 21, 21 cu 8 și cu 25, spune vor folosi deci nu s-au nu s-au pocăit de cel ce cu de vrăjitoriile lor dar termenul grecesc nu este de vrăjitorie. termenul grecesc este farmacia. Farmacia. Da. Farmacia, da. de medicamentele lor. Nu s-au nu s-au pocăit de drogurile lor, de medicamentele lor. Vor folosi tot mai multe uh, combinații chimice care să uh, să ducă populația, să reducă populația. Eutanasia, cred că va fi aprobată în toate statele. Moartea la cerere. Și și de nu cere îl, îl determină, să, îl determină să moară. So, în ce vremuri trăim? Ori trăim în vremurile acestea în care, uh, am, uh, în, prea, în preambulul acestei emisiuni, am spus despre Clubul din Roma, de Bilderberger, de Comisia Trilaterală. Sunt organizații americane și europene, uh, a, căror, a căror scop este acesta de a controla economia lumii. De a controla sistemul politic mondial, de exemplu, Comisia Trilaterală, este o organizație făcută de David Rockefeller în 1973, în care America, Europa și Japonia și-au unit eforturile pentru ca economia mondială și politica mondială să fie în mâna unui grup foarte restrâns, 150 până la 390 de membri, care să aibă un cap special și care să dicteze mersul lumii contemporane și a lumii de aici încolo. Aceștia sunt împărații din vest. Acestea vor conduce la Uniunea Europeană și la direcție pe care Uniunea Europeană o, o va lua. Nimeni să nu creadă că Uniunea Europeană rămâne așa cum este acum. Nici vorbă. Uniunea Europeană se va diviza și va cunoaște o formă diferită. În final nu vor fi, nu vor fi 28 de state, în final vor fi 10. Așa cum spune Sfânta Scriptură. Și aspectul final va fi unul de conlucrare cu, cu anticrist, antidumnezeu. Puneți la inimă lucrurile acestea și vedeți dacă nu ne trebuiește mai multă pocăință în vremea aceasta celor care am avut harul să credem în cuvântul lui Dumnezeu și să putem să vedem în lumea profetică, contemporană și să vedem unde ne găsim. Așa că frate Florin, Complectați noastră la puținul pe care eu l-am spus. Mulțumim, frate Lazar, având în vedere cunoștința enciclopedică pe care ne-ați pus-o la dispoziție, vă mulțumim din suflet. Doar vreau să menționez câteva cuvinte despre. pentru că toate aceste organizații pe care dumneavoastră le-ați pus pe tapet sunt reale, nu sunt conspirații sunt acreditate, se discută despre ele uh, pe scară largă. La, la ONU. La ONU. Și că tot veni vorba despre ONU, aș, aceasta ar fi singura mea completare, pentru că există o organizație care le înglobează pe toate. Organizația Națiunilor Unite, UN sau ONU în românește. Sau Organizația Națiunilor Uitate. Uitate, da. Interesant este că aici sunt 193, 94, 193 de membri și vreo două state observatori. Dar de ce am menționat lucrul acesta? Uh, aparent, Organizația Națiunilor Unite, privită mai ales prin ochelarii a ceea ce se întâmplă sau lentilele a ceea ce se întâmplă la nord de România, pe teritoriul ucrainian, pare să că ar fi avut puțină influență. Și totuși, vreau să ne uităm cumva părăsind uh, această scenă în care se desfășoară lucrurile, să mergem cumva Departe și să privim perspectiva. Acum două săptămâni, Organizația Națiunilor Unite uh, a făcut presiuni și a trimis poporul evreu, Israelul, la Curtea Națională, uh, Curtea Internațională pentru Justiție, uh -huh. reclamându-l pentru că nu a respectat tratatul celor două state. Ce înseamnă lucrul acesta? În urmă cu. Foarte mult timp, au fost mai multe încercări, s-a făcut un tratat prin care organizațiile puternice ale lumii și statele despre care iubitul nostru frate Lazar a vorbit mai devreme, au încercat să traseze o linie uh, clar delimitată ca și graniță între două popoare, Israel și Palestina, Palestina fiind în momentul de față un Singurul popor din lume care nu are teritoriu. Ei sunt un stat doar pe hârtie. Vreau să rețineți lucrul acesta. Zona în care ei sunt autorizați să fie rezidenți pe teritoriul Israelului este doar o zonă tranzitorie, nu este de facto pământul lor. Prin acest decret, însă, se uh, dorește ca Israelul să cedeze trei lucruri. Vă rog să fiți foarte atenți la ele. Înălțimile Golan, West Bank se numește, West Bank înseamnă uh, uh, practic uh, o mare parte din, a, aș zice eu, miezul, miezul Israelului. Dacă vă uitați așa la Israel... Nordul la... Ierusalimului până la Iordan, deci a, așa. care e lipit exact. de Iordan, cu Iordan. Exact, una dintre cele mai importante părți de acolo și să cedeze în același timp al treilea aspect, să cedeze ceea ce se numește Estul Ierusalimului partea aceasta arabă musulmană din Ierusalim. Practic, dacă vă uitați în Zaharia 12, Zaharia 14, veți înțelege că mărul discordiei care va duce la colapsul final al istoriei despre care doctorul Lazar Gog povestea puțin mai devreme, prin toate aceste influențe și mașinațiune ale lumii, mărul discordiei așadar va fi Ierusalim. atacul asupra Ierusalimului. Fiți foarte atenți aici, nu neapărat asupra Israelului. Israelul este, aș spune eu, aria mare, dar aria din epicentru, Bulzai, cum o numesc, mă rog, cei de specialitate, va fi Ierusalimul ca și oraș. Acum, dacă privim în această perspectivă, și aș vrea să fiți foarte atenți și să luați aminte la ceea ce voi spune acum, observăm importanța strategică a Ierusalimului, pentru toate aceste organizații pe care doctorul Gog le-a vorbit, vi le-a expus mai devreme, și în mod special pentru două organizații. Una pe care domnia s-a numit-o se numește Grupul Bilderberg. Grupul Bilderberg este uh, un soi de uh, grup așa uh, discret. Nu e nici secret, nu e nici public, este doar discret, în sensul în care membrii săi. Nu foarte mulți la număr. 190. Uh, da, cam acolo, 120, 150. El fluctuează în funcție de interesele personale, pentru că este un grup piramidal din cercetările noastre, câte am putut să aflăm și noi. Este un grup piramidal în sensul în care la vârful său vor fi tot timpul cam aceiași oameni. Uh, Harry Kissinger, fost om de cel mai înalt rang în Statele Unite ale Americii. Secretar de stat și așa mai departe, consilier în multiple campanii și pentru multipli președinți. David Rockefeller, iarăși un nume care ar trebui să ne. Multimiliardar. Rezone, multimiliardar, în fapt. Cred că el conduce în momentul acesta, familia Rockefeller, cred că ei conduc în momentul acesta cea mai vastă, să spunem, resursă financiară a lumii. Sunt practic cele mai bogate entități ale lumii, împreună cu familia Warburg, împreună cu familia Rothschild, care au conexiuni uh -huh. în uh, Marea Britanie de astăzi. Băncile mondiale. Băncile mondiale, exact. Că, practic, aceste trei familii, Rothschild, Rockefeller și Warburg, ei controlează practic toate finanțele lumii, în toate băncile mondiale. Toate băncile mondiale subsidiate. Coloșilor, cartelurilor bancare mari, se împrumută de la acești oameni. Rezerva Federală Americană este controlată de acești oameni. Deci sunt oameni cu foarte mare influență. De ce v-am spus asta? Pentru că, în discuțiile care au fost la Davos, chiar acum, sub, a spune eu, cu ușile oarecum semi-deschise, s-a discutat intens despre problematica Israelului. De ce? Pentru că la putere în Israel a venit unul dintre, și nu m-am ascuns niciodată de asta, unul dintre oamenii pe care i-am admirat de când este în politică și de când uh, uh, apără Israelul. Vorbesc aici despre primul ministru Benjamin Netanyahu, care a reluat. Un om cu coloană vertebrală. Un om cu coloană vertebrală care își iubește poporul și care știe că. Și apropo, este singurul prim-ministru de până acum care are o afinitate deosebită pentru lumea evanghelică. Așadar, yes. noi, pocăiții, credincioși evanghelici, baptiști, pentecostali, noi avem o intrare deosebită în fața acestui om mare politic al lumii, tocmai pentru că Domnia sa înțelege și uh, se consultă cu și lumea se evanghelică. Consultă, da, Domnia sa se consultă cu evanghelicii. Mulțumesc pentru, pentru uh, uh, sub, uh, uh, confirmare, frate Lazar. Problematica este în felul următor. Organizația Națiunilor Unite așadar a trimis Israelul la Curtea Internațională de Justiție ca să-l forțeze să accepte tratatul celor două state. Să accepte separația, ruperea Golanului, ruperea West Bank, ruperea Ierusalimului. Acum, pentru mine, ca și analist biblic, este un mare semn de exclamație care se pune în dreptul acestor decizii pentru că ne arată cât de aproape suntem de ceea ce descrie Biblia și uh, fratele Lazar a început, practic, această seară, dacă vă aduceți aminte, menționând câteva citate din Ieremia, menționând câteva citate uh, din Psalm, care să arate că aceste popoare nu vor altceva decât destructurarea Israelului nu doar a Ierusalimului și ștergerea lui de pe hartă din nou ceea ce nu se va mai întâmpla pentru că Domnul Iisus Hristos, El a spus ucenicilor într-un context intim înregistrat în Matei 24 și le-a spus exact cum vor sta lucrurile în momentul în care zmochinul acela va înfrunzi Corect. atenție că mă întreabă mulți oameni când va da Israel rod, rodul nu mai dau ei, îl dați voi biserica ei doar înfrunzesc Dar trebuie să treacă printr-un necaz Ca să se întoarcă cu fața către Dumnezeu Pentru că acum neagă foarte mulți dintre ei Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu Pentru că iată primul semn este făcut Pentru prima dată avem un prim-ministru De o anvergură mondială Nu este un om necunoscut Repet, în persoana prietenului nostru Benjamin Netanyahu Care este receptiv la mișcarea evanghelică, ascultă, se consfătuiește cu liderii religioși evanghelici și în deciziile sale. Organizația Națiunilor Unite, așadar, organizație care este controlată, îmi asum ceea ce spun, de aceste sfere de influență, Rockefeller, pentru cei care poate nu înțelegeți, Rockefeller are impact acum la ceea ce se întâmplă în România. Ați auzit de problematica Schengen, Multă lume consideră că uh, Austria uh, Și-a pus doar așa ambiția Iubiții mei Atâta vreme cât acolo aveți Austria Și Olanda, Nederland În această combinație ar trebui să vă dea frisoane Cele două sunt mult mai puternice Ca și decizie puternică Ca și decizie politică Decât Germania Decât uh, Franța decât Spania, decât Pentru că Rockefeller, grupul acesta Rockefeller, a avut rădăcina în prințul Bernard al Olandei, 1954, care a fost 20 de ani, 30 de ani la conducerea grupului Rockefeller, grup care conduce în momentul acesta politica. Atunci s-a format grupul Bilderberger în 54. Acolo s-a format da, da, da. da, da. Deci, deci faptul că vedeți voi, indiferent, apropo, uite, am deschis o paranteză și o și închid repede că nu face neapărat um, um, ideea emisiunii noastre, um, frâna care i s-a pus României pentru intrarea în spațiul Schengen nu este una simplă. Să nu considerați că dacă este vorba despre Olanda sau Austria, țări mici, aparent fără putere, Uh, nu uitați, sunt țări extrem de puternice. Uh, drept dovadă, Olanda uh, nu tremură în fața războiului, deși nu are niciun tank. Le-a vândut pe toate acum câțiva ani. Și ei n-au nicio. chiar s-au oferit să ofere tankuri pe care nu le are. Nu știu cum și de pe unde, dar ca să vedeți câte de multe sunt. Trimit uh, cu bani. Da, ei ajută cu bani. Sunt, sunt niște conexiuni extraordinare. Toate acestea, așadar, pun presiune pe fondul monetar pe, pe organizația Națiunilor Unite, organizația Națiunilor Unite care are un picior sau o mână de decizie în ceea ce se numește Fondul Monetar Internațional, FMI. Acea structură care alocă fonduri. Din nefericire, o structură din care România se adapă cu apă otrăvită în continuu și în continuu și în continuu, dar nu este subiectul nostru, poate cu altă ocazie. Ce mă interesează pe mine să înțelegeți voi este că, așa cum psalmistul spuneam, psalmul 2, doar un exemplu, neamurile au început să se întărâte. Este unul dintre semne. Avem războiul acesta în Ucraina. Zona predilectă în care cei mai mulți dintre analiștii și experții biblici consideră că este zona de unde va ieși Gog și își va duce armatele lui. Avem i rudă cu mine. Da, vă rog să nu să nu cumva, da, da, să nu cumva să faceți vreo glumă aici, că mereu mi este și frică când, vorbe, când vorbesc despre acel Gog biblic din Magog să nu cumva, da, eu nu vorbesc despre proibitul frate Lazar, da. Uh, sper să nu vină cineva cu vreo idee de aici. În fine, când, când ne uităm la contextul acesta, Iubiții mei, părerea mea este că nu suntem pe ultima sută de metri. Eu cred că suntem gata să trecem linia de sosire. Nu mai vorbim de sute de metri, cum vorbesc uh, oamenii. Uh, Ucraina deja, fiți atenți ce vă spun, Ucraina deja a început să ceară avioane rachete de la, cu rază lungă de acțiune. Practic, voi nu vedeți că aici, la nord de România, exact de unde ni se spune că va pleca alianța către Israel, deja se creează o superputere, se creează o super mașinațiune, o superarmată, Poporul american și-a trimis militarii. Pe bună dreptate. Trebuie să-i trimită, pentru că, așa cum spunea doctorul Lazar Gog mai devreme, fără ei, cred că omenirea ar fi fost de mult în colaps. Dumnezeu a binecuvântat poporul american și i-a pus acolo în autoritate, pentru că au putut să țină această probă de putere. Nu știu dacă România ar fi fost capabilă, nu știu dacă China ar fi fost capabilă sau Rusia ar fi fost, pentru că nu aveau elementul democrației și a onestității și a eticii. Cu suișurile și coborușurile ei, să nu credeți că facem acum uh, un advocacy pentru, uh, pentru Statele Unite, Neapărat. Ei sunt și ei cu suișurile și coborâșurile lor, dar au uh, meritul acesta de a fi uh, protejat înființarea, reînființarea statului evreu. Și acum, ceea ce mă doare pe mine și voi preda ștafeta, uh, mă doare că românii nu au copiat următorul lucru. Când domnul președinte Donald Trump nu sunt afiliat politic, nu am preferințe politice în Statele Unite. Doar trebuie să-l laud pentru un lucru. Domnia s-a luat o decizie istorică și anume a mutat ambasada la Ierusalim. De ce a făcut lucrul acesta? Nu a fost un moft politic. Nu a fost nici măcar un moft electoral, pentru că poporul american nu e prea impresionat de unde își are el ambasadele. Că le are acolo sau acolo, că nu, nu influențează pe ei cu nimic economic. Președintele acesta nu s-a înțeles, i s-a explicat și a înțeles că trebuie să protejeze Ierusalimul. Aici a picat testul România noastră și îmi permit să o spun și să o spun răspicat. Că multă lume nu înțelege de ce eu vă tot spun despre mutarea ambasadei uh, din Tel Aviv în Ierusalim, ambasada României, care era gata să se întâmple în. Uh, guvernul condus de doamna Viorica Dăncilă a fost a aprobată această lege, a fost trecută, dar a fost respinsă apoi când trebuia promulgată de către președintele României. Am și aflat de ce a fost respinsă, dar este un lucru negativ că s-a întâmplat acest aspect, pentru că ne-ar fi pus în clasa celor mari. Ne-ar fi pus alături de Statele Unite, în categoria statelor care au recunoscut autenticitatea Ierusalimului ca și capitală de facto, nu doar istoric, dar mai ales biblic și sfânt. Noi, popor creștin, poporul în care ziceți că sunt 98% creștini, care au respins un drept de facto biblic. E ca și cum noi, efectiv, am rupt Biblia, am ars-o în fața Constituției și am ridicat statul islamic, pentru că doar popoarele islamice refuză să fie cedat Ierusalimul către Israel. România, cu, iertați-mă că o spun, cu toate declarațiile pompoase de procreștinism, România a falimentat în momentul în care a avea legea, că mai bine nu s-a să facă, dar în momentul în care a avut legea și a respins-o, înseamnă că i-a respins, i-a dat o palmă lui Dumnezeu. I-a dat o palmă peste fața aceluia care de fapt a stabilit că Ierusalimul trebuie să fie acolo. Ar fi fost, Acolo a fost mai fost Uniunea Europeană care a dictat și. Da, da, da. da. Păi, ca, acum că aici vreau să ajung, ca să vedeți influențele acestor mașinațiuni. La momentul respectiv, noi am crezut că este doar președintele României care poate are. Na, un moft, să zicem. Nu știu cât de elegant este să spun, dar poate că așa, sau poate prost consfătuit. Sau sfătuit. Dar când vedem acum că întreaga organizație a Națiunilor Unite, practic cea care înglobează toate acele organizații pe care doctorul Goglea a uh, enunțat mai devreme. Când vedem că ei au pus acum presiune pentru blocarea cu totul a Israelului și a Ierusalimului, trebuie că suntem chiar la poarta care va începe când se va deschide va începe ceea ce se numește intrarea în scena anticristului. Și acum ultima idee, înainte de a termina alocuțiunea mea, este în ceea ce privește Uniunea Europeană. Iubiții mei, în contextul actual, Uniunea Europeană, în formatul său legislativ, așa cum este ea acum, va trebui fărămițată total. Așa cum este ea acum, nu va putea să genereze pe anticrist și nu va putea fi acea structură biblică pentru că nu are fundament legitim legal. Ea nu este o federație. Să nu este o confederație Ci este pur și simplu o alianță de state A cărei președinție Nu are decât valoare simbolică Nu este precum Statele Unite ale Americii, Unde sunt 50 de state Care sunt unite sub un președinte Sau unit sub același steag Sub aceeași țară Cu aceeași lege Unde sunt variațiuni în funcție de state Dar Constituția este Constituție În Europa Ca să se întâmple lucrul acesta fie se poate face peste noapte din condei, din creion, dar va trebui ca actuala Constituție să fie destructurată, să fie anulată și refăcută o nouă alianță sub o nouă egidă care să permită unui singur om să o conducă din toate punctele de vedere. Așa cum este ea formată legislativ, acum nu se poate. De aceea, așteptați-vă ca în perioada imediat următoare să vedeți rând pe rând, căzând ca un domino și poate că Dumnezeu chiar va folosi această ca să îi împingă prin criză economică, prin foamete, prin armat, prin problematica aceasta militară armată, să se ducă către restructurare. Deja Italia se gândește să plece, deja Franța a luat în considerare serios să plece, deja Spania se gândește să plece, țările de sus, v-am spus, Olanda, Belgia, să uită strâmb la ceea ce se întâmplă aici. Așadar, organizațiile care conduc lumea acum, au un impact major. Ele nu sunt de formă, ele uh, trag sforile la Davos, Bilderberg, um, familia Rockefeller, uh, acolo uh, George Soros și așa mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă rog, frate, da. la uh, Ceea ce vreau să menționez, n-am vrut să vă întrerup, este că Ascultătorii noștri trebuie să ia notă de următorul aspect. Poate pentru unii este nesemnificativ, dar este foarte important. De exemplu, acest grup de magnați financiari și politici și academici, Bilderbergers, din 54 format, se, întrun se întrunesc anual. Însă, o particularitate pe care o au, deci asta este ceea ce trebuie notat, este că ei nu iau note de ce discută și nu se publică ce discută. De ce? Pentru că nu, nu vor să fie record cu mașinațiile pe care le fac. Asta trebuie să vorbească de la volume. Sigur. Da, volume. Dar de ce nu vrei să știi ce ai vorbit? Deci ei nu iau note, nu-i voi să se ia note la ce discută, da, discută și unul din ei comunică unde trebuie ce s-a discutat. Dar record despre discuție nu există. Da. Uh, Trebuie să ne așteptăm, frate Lazar, că lucrurile vor lua o întărsătură extraordinară, pentru că la Davos s-au luat acum niște decizii. Uh, din ce în ce lucrurile se clarifică, se cristalizează în zona aceasta Europei, România, Polonia, Ucraina, Rusia. Sunt culoarele pe care Biblia mi le arată că vor fi implicate oarecum în acest, fie în mod direct, fie în mod indirect, fie vor fi în proximitatea spațiului acestuia uh, al invaziei uh, dinspre, uh, dinspre Magog. Armatele lumii se strâng și, în funcție, la urma urmei, atâta vreme cât avem Organizația Națiunilor Unite, adică 193 plus 2 state, sunt clar armatele lumii care fac în momentul acesta presiune asupra asupra Israelului. Am primit aici o informare să ne rugăm și vă sfătuiesc pe toți să vă rugați pentru Israel. Am înțeles că sunt chiar în momentul acesta atacuri împotriva Israelului, atacuri armate. Fie ca Dumnezeu să-și lase mâna puternică Amen. și uh, înțelepciunea comandanților israelieni date de Dumnezeu să fie uh, suficientă ca să contracareze toate aceste atacuri de acolo. Este uimitor ce se întâmplă și cu ceea ce menționam mai înainte, agenda 21, agenda 2021, agenda 2030, să se reducă populația Pământului până la 95%. Și aceste sunt aspecte care se pun și se discută în cadrul acestei organizații pe care le-am amintit. Am, o să sunteți în Anglia și cred că Știți bine lucrul acesta, fostul uh, Prinț Filip, soțul reginei, uh, era de-a dreptul dus de cu Pluta, să mă ierte ascultătorii de expresia aceasta, uh, a întrebat odată, și a, a făcut furor pe internet, uh, ce ați dori dumneavoastră? <laughs> și a spus, uh, eu, ce aș dori eu? Eu cred în reîncarnare, Că spunea el, citez din memorie, eu cred în reîncarnare, și când voi muri, aștept să mor, spunea, vreau să mă reîncarnez într-un virus ca apoi să mă întorc în formă de virus și să reduc populația Pământului până la 90%. Hmm. Pentru că el era îndoctrinat acolo, frate Lazar, vedeți dumneavoastră. Da, în asta, nu mai trebuia, asta nu trebuia să se mai întrupeze într-un virus, că era deja virusat la cap ca să vorbească în felul acesta. Da, 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 da. da. Ei sunt în cercurile acestea ale lor. Am ascultat zilele acestea, declarațiile pe care le-a făcut și sunt foarte interesante. Ați vrea să le, le recomand ascultătorilor noștri al unui om pe care sunt sigur că îl cunoașteți după nume George Soros sau George Soros yeah. în, pentru poporul român. În 2022-2021, la sfârșit pe acolo pe undeva, a ținut un discurs... În care a spus, practic, că Ucraina va fi atacată. Dacă stai și la asculți atent, el vorbește despre lucrurile acestea, ceea ce înseamnă că nu-i totul chiar la întâmplare. Nu înseamnă că, dintr-o dată, să fie cu iertare, nu vreau să sune ca o conspirație, dar. Mi este improbabil să cred că acel om despre care am vorbit e vreun proroc al Domnului care a avut o descoperire de la Domnul. Acest mie... ungur evreu da. își folosește miliardele da. ca să destabilizeze politica mondială. Da. El era pe da. punctul să nimicească economia Angliei, nu? Da. La un moment dat. Da. El sponsorează numai organizații socialiste și extremiste. Da. Uh, da. Și pentru care da. bani. Da, am ascultat discursul lui și am rămas surprins cât de clar practic a făcut o profeție acolo între ghilimelele de rigoare. Cu alte cuvinte, știa exact ce ce va fi, pentru că el este unul dintre aceia care stau la aceeași masă. Îmi pare rău că poporul român nu ia aminte. Și anume să știe unde să asculte să știe unde să asculte, ca să știe cum să meargă mai departe. Își pun, frații noștri români își pun speranțele, să știți, în, în, în iluzii de deșarte. Ar trebui să asculte exact unde trebuie ca să știe ce să facă mai departe. Da. Frate Ciprian, aveți microfon? Dacă doriți și avem avem timp, putem să luăm câteva mesaje, întrebări, discuții și ei sunt foarte dornici să pună întrebări și să li se răspundă. Luăm câteva cât apucăm în măsura timpului. Vine de la o doamnă, nu și-a dat numele sau cel puțin nu văd încă în text, e un text mai lung, dar interesant, l-am citit înainte să ne oprim și spune așa, bună seara fraților, iubiți, vă scriu aici din pricina temei apropo de Crislam. Am citit cu mai bine de 10 ani în urmă pe Wikipedia despre apariția islamului, din nefericire nu mai găsesc această informație să aștept probabil. Spuneau că Biserica Catolică a găsit o călugăriță frumoasă, tânără și bogată pe care au trimis-o în Arabia, nu mai știu exact locația, cu scopul de a găsi un tânăr frumos, deștept și sărac, căruia să-i transmită o nouă lege musulmană. Aceasta l-a găsit pe Mohamed cu care s-a și căsătorit în urmă. În urmă ei au trimis catolicii cu un călugăr care în transa sau ce fumau ei, le-a transmis lui Mohamed Coranul. Mohamed, neștiind că scrie și să citească, a folosit un script care i-a scris, ceea ce îngerul Domnului i-a transmis. Și așa a apărut religie, religia islamică. În timpul studiului din Arad, fac, Facultatea de Drept din cadrul Universității Vasile Goldiș Arad, profesorul de drept al familiei, ne-a spus primele, printre altele, că în vremurile îndepărtate, Legea religioasă ținea loc legilor de drept, iar cu cât un popor era mai primitiv, necizelat și criminal, cu atât mai drastice erau legile. Cu privire la ce v-am scris prima dată, simbolistica din catolicism se regăsește în simbolistica islamului. Daniela Doina Uliocar, e numele meu, sunt botezată la Biserica din Sebiș, Arad la Biserica Baptistă, locuiesc din 2001 în Germania și pascul ascult cu mare drag și um, înțeles. O întrebare am pentru fratele uh, Gog, care spunea că urmașii lui Hagar și Arabia Saudită de azi vor fi nimicit Îngerul Lui Dumnezeu când Hagar era în pustie cu, fi, uh, cu fiel, ei se temeau pentru viața lor. Ea a profețit că și urmașii ei din acest fiu vor fi un popor mare. Unde exact în Biblie e... Uh, E profeția că urmașii lui Ismael vor fi nimiciți. Sunt multe profeții biblice. Dacă citiți cu atenție, el nu-i doar una, dacă citiți cu atenție pe Ezechiel, dacă citiți cu atenție pe, pe Isaia, pe Zaharia și psalmi. Veți găsi nenumărate, nenumărate texte în care uh, cuvântul Domnului spune că, uh, de exemplu, Edomul, Arabia Saudită, va fi un foc veșnic, un fum veșnic și un loc pentru demoni și pentru arici și șacal. Și uh, Aceasta este o profeție care spune că, în timpul împărăției de o mie de ani, aceste ținuturi vor sluji ca exemplu pentru omenirea acestei perioade de timp pentru că vor fi un foc veșnic un fum veșnic, vor fi nelocuite ca lumea să învețe ce pedeapsă poate să dea Dumnezeu uh, să unui, rămână o mărturie da, unui, unei țări care sfidează pe Domnul și sfidează uh, relația dacă, cu dacă Dumnezeu. Dacă îmi permiteți o completare frate Lazar, Sigur? Uh, oamenii trebuie să înțeleagă cum să caute în cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu trebuie să apară neapărat îl voi distruge pe Ismail trebuie să te uiți pe tot, unde, care sunt descendenții din Ismail și vei vedea ce se spune în dreptul fiecăruia dintre ei de către Dumnezeu îți trebuie puțin da. research acolo, uh -huh. puțină cercetare dar totul se va afla până la urmă da, da. dacă da, îmi permiteți de asemenea un comentariu cu privire la ceea ce a rostit persoana mai devreme despre această conexiune dintre dintre acea măicuță aparent și consider că în ceea ce mă privește, am mai auzit lucrul acesta, dar nu sunt surse veridice prin care noi să probăm. În fapt, trebuie să țineți cont de faptul că islamul, ca și religie, a apărut în anul 610. 610-614, spun alții. Dar, în fine, dacă luați o cifră rotundă doar pentru înțelegerea dumneavoastră, cu 600 de ani după Domnul Iisus Hristos, când chiar se spune că rădăcina de unde a plecat Islamul este practic un uh, rabin din vremea respectivă eretic, care -a, uh, a fost alungat datorită ereziei din casta rabinică. Și atunci el cumva a creat această nouă religie. Pe de altă parte, în mărturiile sale, el spune că Coranul i-a fost revelat de către un înger într-o stâncă, într-o peșteră, un, un înger ascuns acolo. Nu avem nicio, nicio legătură cu, cu aceste legende măicuțe și tineri și așa mai departe. Vor Veți găsi, într-adevăr, Câteva componente asemănătoare cu duritatea legislației de atunci a uh, Mișcării Catolice, având în vedere că între anii aceia, undeva la anul 600 și încă mai târziu, multe dintre armatele uh, duse ca să protejeze oarecum Ierusalimul, în mod real, dar n-au de. Cruciadele. Cruciadele s-au dus acolo să-l prădeze de comori. Nu s-au dus acolo să-l apere Au luat cam tot ce a fost mai bun Dar în fine, ei au lăsat Așadar impactul acesta Dar n-aș merge, eu n-aș marșa pe Aceste uh, legende Pentru că sunt doar Din punctul meu de vedere Povestiri colorate care nu au Oarecare conexiune în realitate Și am riscat să ne pierdem În frunzărișul lor așa în, uh, în primul rând Vreau să-i mulțumesc acestei doamne Pentru faptul că ne ascultă și ne urmărește, e de apreciat lucru pe care îl faceți, însă, cum spunea dr. Antonie, istoria islamismului este mai complexă decât aceste povești cu măicuțe și cu Biserica Romano-Catolică. 1. 2. Scrierea Coranului nu a avut loc pe timpul lui Mahomed scrierea Coranului s-a a avut loc uh, aproape 100 de ani după ce Mahomed a murit și uh, a fost uh, o comisie care s-a constituit atunci în vremea aceea la să zicem 100 de ani după moartea lui Mahomed care să strângă toate uh, spusele lui Mahomed și să fie apoi compilate într o carte care va Forma uh, Coranul uh, de astăzi. Uh, și lucrul acesta a fost un efort mare uh, din partea uh, arabilor care aveau memoria lui Mahomed. Uh, și uh, faptul că au fost uh, uh, colectate de aici, de acolo, de acolo, de acolo. Uh, Bunor, toate spusele lui Mahomed, aceasta când le pui la oaltă, dacă n-ați citit Coranul, eu l-am citit de câteva ori pentru că vreau să cunosc. Coranul are foarte multe contradicții și foarte multe lucruri care nu fac sens. Aceasta vorbește că autorii, pe lângă faptul că au strâns din diferite locuri, așa zisele spuse ale lui Mahomed nici ei nu posedau o, o, o cultură prea mare ca să știe ce pun la oaltă și de aceea sunt contradicțiile care sunt. La Biblia a fost scrisă pe o perioadă de 1400-1600 de ani, de 40 de autori diferiți, dar în Biblie este armonie. Toate lucrurile merg la loc, toate lucrurile potrivesc. În Coran, în Coran nu potrivesc. Pe lângă aceasta, dacă îmi permiteți o completare, Uh, veți găsi aceia care sunteți interesați în curan veți găsi multe expresii care sunt intraductibile acolo chiar există o notă de subsol și spune asta noi nu știm ce înseamnă, doar o pronunțăm da. o să o spunem asta o înțelege doar uh, Dumnezeul lor, Allah apropo, dacă îmi permiteți aici un lucru pentru cei care poate fac această confuzie, ala nu este Dumnezeul evreilor nu. Uh, de unde vine această confuzie? În limba ebraică există binecunoscutul concept Elohim, Elohim care înseamnă Dumnezei re, într o traducere directă nu Dumnezeu u la, la singular, pentru că him la sfârșit este un plural, plural. care, e interesant, în limba ebraică veche, în paleo ca să ai plural treia să ai cel puțin trei, nu doi. Cel puțin trei. Și atunci, în paleohibru, îi spuneau Dumnezeire, uh, uh, s-ar spune, s-ar spune, Eloh, Eloh, fiți atenți, care înseamnă singular, dar acest concept nu este folosit. Nu avem. Sau e, sau Eloah. Da, sau Eloah. Și atunci, e, e, în arabic, pentru că este o limbă cu pronunții aproximativ similare cu paleohibru, ei spuneau de la Eloah sau ziceau, Allah, Allah. Ala. Um, ei folosesc așadar un concept de singularitate în care nu există nici doi, nici trei. Ceea ce îl anulează și pe Duhul Sfânt, ceea ce îl anulează și pe Domnul nostru Isus Hristos. Am vrut doar să menționez lucrul acesta, să vedeți de ce da, nu există. Note. Nu există echivalență. Mergem mai departe, dacă ești pentru prima dată pe canalul nostru, Vocea Creștinilor și-ai dat de noi, nu uita, doar ca să poți să pui întrebări, va trebui să te abonezi. Numai așa vreți să protejăm comunitatea, doar cei care sunt abonați pot să scrie întrebări la emisiunile noastre în fiecare zi, așa că apeși doar butonul roșu, abonează-te, clopoțelul și vei fi la zi cu ceea ce se întâmplă și vei putea intra cu noi în emisiune pentru a pune a pentru a putea pune întrebări. Vă mulțumim. O întrebare care vine de la Michi din Suceava. Dacă se poate o întrebare, Ezechiel 38 cu versetul 20 scrie de Marele cu care va veni? Acesta este începutul necatului cel mare și mari modificări topografice pentru noirea tuturor lucruri pentru milenium. Matei 19 cu versetul 28. Mm -hmm. este deci, vorba Ezechiel 38 de cu 20. Acolo sunt deja, din punctul meu de vedere, de la 36, 37, 38, toate aceste secvențe sunt despre de la reînființarea, din punctul meu de vedere, las pe doctorul Lazar, fratele nostru, să ne povestească, dar ele vizează perioada de la reînființarea statului evreu și cu ceea ce se va întâmpla cu invazia dinspre Magog, Gog care vine din Magog, și apoi elementele care se întâmplă acolo. Sunt teologi care cred că acel cutremur va fi generat de impactul omului, de da? fapt. Nu va fi neapărat unul natural, deși textul induce acest lucru prin armament nuclear și așa mai departe. Dar las pe fratele Lazar să ne povestească. Ezechiel 38 în, în înțelegerea mea nu este. Uh, nu are loc în timpul necazului celui mare. Ezechiel 38, războiul acesta este înainte de necazul cel mare. Uh -huh. după, ceea, după ceea ce înțeleg eu, este între, în perioada dintre răpirea bisericii și, și semnarea tratatului de pace. De cu, pace cu da. Da, da. Da, da. Uh, Cel puțin trei ani și jumătate înainte de uh, semnarea acestui tratat de pace. Uhum. Așa cred și eu. Da, mulțumesc. Scopul, scopul uh, acestui eveniment este uh, un pas făcut de Domnul către Israel pentru a întoarce privirea lui Israel spre Dumnezeu, care în timpul necazului cel mare va trebui să caute fața Domnului, altfel nimicirea lui va fi o nimicire completă dacă anticrist ar reuși. Dar Biblia spune că numai două treimi vor fi nimicite. Uh -huh. Zaharia 13 cu Două treimi vor fi nimicite și numai o treime va scăpa. Ori trăimea aceasta este aceea care va înțelege încă din timpul războiului lui Gog că Dumnezeul lui Israel este de asemenea reprezentat de Duhul Sfânt și de Iisus Hristos din Nazaret care este Mesia pe care ei l-au refuzat la timpul când a fost pe pământ. Sau so, nu cu tremur de pământ vor fi și în timpul necazului celui mare și ultimul cu tremur de pământ va fi tocmai înainte de uh, venirea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos la concluzia necazului celui mare deci acest cutremur este înainte de, înainte de necazul cel mare în estimarea profetică Mulțumesc mai departe ce ce ne puteți spune despre masonerie de la Mico? Uh, uh, acest, acesta acest este un, sub, un subiect care nu-i chiar străin de ceea ce am discutat aici. noi în uh, ziua de astăzi, pentru că organizațiile acestea multe despre care am vorbit și care formează obiectul zilelor din urmă, uh, în uh, parte sunt conduse de masoni. Uh -huh. uh, liderii lor, Kissinger, Soros, uh, sunt uh, membri în Masonerie. Uh, și din uh, România, for, fostul premier Năstase e Mason, uh, guvernatorul Băncii Naționale, Izărescu este Mason. Uh, uh, bogații lumii și mari, marile Vedete ale lumii sunt parte din, din masonerie. Eu cunosc persoane care au făcut parte din masonerie și cunosc lupta lor să iasă de acolo. Este aproape imposibil să ieși dintre ei pentru că te urmăresc până acolo încât să îți pun pastile în băutură <laughs> numai ca să nu vorbești despre sistemul lor de organizare. Deci ce putem spune este că aceste organizații despre care am vorbit din zilele din urmă uh, au în structura lor uh, mulți membri masoni, mulți. Mm -hmm. Și mai departe, pace Domnului Bormăriți din Austria. Am o întrebare, ar fi posibil ca călărețul de pe calul alb din Apocalipsa să nu fie o persoană, ci să fie un virus cu coroană? Un virus cu coroană? Da. N-am auzit din astea până acum. <laughs> mi se pare un pic cam, mi se pare un da. pic exagerat. Ea ar fi cam mare virusul ăsta. Da. <laughs> da. Nu, ne, nu, nu, ne, mai trebuie lupă dacă se vede. Nu, da. este, o, este o persoană, este anticrist, este anticrist. Daniel în procesul lui de ridicare spre putere. Da. Daniel Negrușeni, pace ce părere aveți despre cartea Daniel capitolul 13 comparativ cu vremea 13, pe care... dar nu are capitolul 13. Daniel are doar 12 capitole. Bun. <laughs> <laughs> ok, m-a prins Acum. pe mine atunci. <laughs> merge mai departe. Poate că a greșit. Dacă, dacă ne întreabă, poate că dacă ne aude fratele și, sau sora care a scris și poate că a, a făcut un typo, adică a, gre, a tipărit, a stat greșit, poate. că nu știm. Dacă ne întreabă, n are decât 12 capitole, Daniel. Da. Dacă mai scrie o dată întrebarea, rescrie cu ceea ce vrea exact. Citiți dar... întrebarea până la capăt, că atunci poate ne putem poate seama ducem, ce -am da. vrut să atât a scris, doar atât. Ce, ce, părere avem despre capitolul 13? Păi despre... nu există. Da. Că, că... Bun, clar. Okay. Doar asta a deci fost întrebarea. Nu... Atât. Bun. De la Julian, ce părere aveți despre semnul care va fi pe cer? Văzut pe cerul nopții, cometa verde. Știți ceva? E la ora actuală. Este o cometă care se vede pe cer. Cometele în, în gândirea popoarelor sunt semne care aduc uh, informații rele, negative. Uh, în Biblie nu se pomenește așa de mult uh, despre comete, ci mai despre soare, lună și stele care sunt pentru timpuri mm -hmm. și anotimpuri ca să slujească de informație. Uh, nu nu cred că Uh, Există o mare semnificație în arătarea acestei comete, din punct de vedere profetic. Nu cred. Da. Eu nu cred că am înțeles chiar bine întrebarea, de așa că nici nu vreau, nu vreau să răspund să nu spun vreo gafă, că n-am prea înțeles care era cometa verde. Nu, nu înțeleg. Poate, deci da. este o cometă la ora actuală pe cer, a apărut uh, recent și că va dura probabil o lună de zile sau mai mult și uh, spre deosebire de cometele care se văd așa gălbui sau albe, depinde, uh, aceasta se vede într o culoare verde. verde. Mai da. bine, asta structura este și ei, structura ei, compoziția ei în chimică e. structura chimică, dar ce nu înțeleg eu, asta am înțeles, dar nu, nu înțelegeam ce legătură vor dumnealor să facă cu elementul profetic, nu cred că există că nu avem nicio referință Acum, pentru că au citit în alte, în alte părți mă gândesc eu, frate Antonie ah, au da, citit da. în alte informații o că s-a arăta de. cometa, cum zice și Miorița să nu da. spui că la moartea mea a căzut o stea da, da, uh, da, da, este da, în da, tradiția da, popoarelor da. fenomenele acestea cerești vorbesc despre da. omenuri speciale. Da, da, da. De la Daniela, de asemenea, ne scrie, fratele Antonie, are de date cu Sără, se știa de atacul războiului din Ucraina, tocmai asta, tocmai de asta guvernul izraelian a făcut demersul și a ajutat la repatriere. Mulțumim pentru Ar... confirmare, soare, vă mulțumim. S-a spus aici despre câteva familii foarte influente care, de fapt, conduc lumea acum. Nu sunt aceștia la origine evrei? Atunci, cum de ei sunt împotriva statului Israel? Nu sunt toți evrei? Vă aduceți aminte că, și fiți atenți la ceea ce vă spun acum, cred că e datorie morală să vă spun acum. Vă aduceți aminte că Isaia vorbește despre unii dintre evrei ca, ca despre, iertați-mă, despre niște câini muți și că uh, uh, acolo Dumnezeu spune veniți toate fiarele de pe câmp și înfruptați-vă din carnea lor pentru că păzitorii mei sunt niște câini muți care și apoi îi compară Osea, Amos vorbesc despre oameni care delirează în alaiul cântecelor și că nu interesează de ce se va întâmpla cu poporul Domnului. Nu toți evreii sunt adevărat evrei cu inima. Um, vorbește Apocalipsa la un moment dat, în primele trei capitole, despre unii care zic că sunt evrei și nu sunt. Um, unii oameni s-au vândut, exact ca în vremea Domnului Isus Hristos care atunci când a venit pe pământ a fost vândut și trimis la, la, la cruce pentru că unii dintre ei nu l-au vrut efectiv. Voi vă aduceți aminte că în momentul în care Domnul Isus Hristos a intrat în Ierusalim a început să plângă și a rostit un lucru pe care unii oameni nu-l pricep sau nu vor să-l priceapă. Și a spus așa, Ierusalime, Ierusalime, cât de mult mi-am dorit să te strâng sub aripile mele Cum își strânge cloșca pui. Ierusalime, tu care îi lovești cu pietre pe cei ce vin la tine Care îi omori pe proroși și îi lovești cu pietre pe cei ce vin la tine Pentru că n-ai cunoscut ziua Fiți atenți N-ai cunoscut ziua cercetării tale Sensul gramatical acolo este Pentru că n-ai recunoscut ziua Am să te um, Las casa pustie Da, și practic le declară o orbire Ei, 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 ei îi, îi orbește din punct de vedere spiritual. Deci înseamnă că ei ar fi putut să știe când vine Domnul Iisus Hristos. Că altfel nu condamna. N-ar mai fi dreptate în Domnul Iisus dacă el condamnă pe cineva pe nedrept. Dar când a spus pentru că n-ai recunoscut, înseamnă că ei aveau capacitatea să recunoască. Aveau profețiile fi, lui Daniel. Profețiile lui Daniel, bineînțeles. Ar fi trebuit să aibă voința să recunoască. Ce se întâmplă și ceea ce nu înțeleg mulți este că și eu sunt ferm convins că mulți dintre farisei și cărturari au știut exact cine este, dar nu l-au vrut. Nu l-au vrut, erau atât de uh, uh, captivi în sistemul pe care și-l creaseră, în Dumnezeul fals pe care și-l au descris. Voi trebuie să țineți minte un lucru și, mă rog, este părerea mea acum, um, o spun ca un om cu durere în suflet, pentru că mă doare pentru frații mei. Să știți că sunt mulți în momentul ăsta în Israel care pierd și vor, uh, vor rămâne pierduți pentru că nu cred în Domnul Isus. Dar, voi trebuie să înțelegeți un lucru În Ezechiel Ni se descrie momentul în care Slava lui Dumnezeu părăsește templul Slava aceea Care a părăsit templul Nu mai este, de, nu mai este descrisă ca fiind acolo Până când a revenit Domnul Isus Hristos Exact prin locul pe unde slava a părăsit templul Și s-a dus pe, Înspre răsărit și s-a dus pe înălțimi Exact pe acolo Domnul Isus Hristos a coborât și a, Când a intrat în templu și l-a curățit În toată această perioadă de timp Oamenii aceștia, evreii aceștia, marele preot, ei se închinau unui Dumnezeu care nu mai era acolo, care a plecat din cauza faptului că ei erau plini de urăciuni. Ei își creaseră un soi de religie surogată, de religie falsă. Și uh, 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 Dacă dumneavoastră, frate Lazar, aveți de comentat ceva aici, vă rog să adăugați, dar cred din tot sufletul că mulți dintre ei pur și simplu n-au vrut să-l accepte. N-au vrut. Așa se întâmplă și cu aceștia și am încheiat punctul meu de vedere, uh, gen uh, aceia pe care i-ați menționat să nu cumva să ne trezim că primim complain, că i-am menționat numele, dar mă rog, așa se întâmplă și cu ei, da. sau au dezis de Dumnezeu, sau au dezis de Israel. Mulțumesc, frate Florin, pentru curajul moral pe care l-ați demonstrat prezentând adevărul și având curajul să vedeți adevărul în față. Da, foarte multe rele au intrat în lume prin evrei, prin lideri evrei. Asta nu însemnează, asta nu însemnează că trebuie să aruncăm partea bună împreună cu partea rea. Scriptura este Scriptură, Iisus Hristos este Iisus Hristos, profeții din vechime sunt profeții din vechime Apostolii sunt lucrătorii Domnului și avem la cine să ne uităm. Nu ne uităm la exemplele rele, ne uităm la ale bune. Sigur. Și Hitler a fost evreu. Jumătate cel puțin. Potrivit libertatea.ro, cel puțin șapte oameni au fost uciși, alți zece răniți După ce o persoană a deschis focul în apropierea unei sinagogi din Ierusalim Astăzi, 27 ianuarie, în jurul orei 21 și da, Șapte oameni au murit, cred Chiar în da, ziua da. internațională a Holocaustului mm -hmm. de comemorare Trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru acești oameni Dumnezeu să aibă mine. Dumnezeu să aibă mine de ce se întâmplă acolo Descrie Romeo Baciu cât va mai rezista Israelul să fie măcelărit și bajocorit de vecinii săi. De ce nu distrug uh, pozițiile Hamas, ne întreabă. Să știți că, și, dacă vă aduceți aminte în pledoaria dumnealui, fratele Lazar v-a și spus că, și atât de clar a afirmat încât trebuie să luați aminte, biblic noi știm că Israel va merge și va ataca în Iran. Noi știm lucrul acesta. Interesant că, exact cum a spus fratele Lazar, ăsta este momentul în care voi trebuie să știți că de aproape sunteți de sfârșit. Cele mai multe surse pe care le avem de Intel preconizează că undeva anul acesta Israel este pregătit să atace pozițiile strategice din Iran. Ascultați-mă ce vă spun. Sursele noastre spun că undeva anul acesta, nu la întâmplare, domnul prim ministrul Benjamin Netanyahu este acum unde este pentru că e singurul capabil să conducă o astfel de operațiune militară. Așa că suntem extrem de aproape noi cu toții de revenirea Domnului Iisus. Hristos Amen. Hristos. Amen. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Yeah. Amin. Potrivit uh, un update 21.50, poliția indică un incident drept un atac terorist, scrie BBC. Potrivit primelor informații, atacatorul este un bărbat din Soafat, acesta acest a deschis focul asupra oamenilor care părăseau sinagoga după rugăciunea de vineri seara practic mm -hmm. vă dați seama, ei doar ce au intrat în șabat acum, doar, ce -a, doar ce a început șabatul da. uh, e cel mai crunt lucru care se poate întâmpla și e clar că a fost planificat în mod deliberat pentru că atunci Sigur. Uh, e ca și cum cineva s-ar duce în moschee exact în momentul de rugăciune sper din tot sufletul că uh, comunitatea internațională va înțelege de fapt ce vrea să protejeze. Sper din tot sufletul că Organizația Națiunilor Unite, conduse de uh, uh, ceo ei, să nu mai spun altfel, va înțelege că uh, militează pentru apărarea unui stat terorist, pentru că un astfel de incident în ziua de amintire a Holocaustului ne arată că cei pe care îi protejează în speță Palestina nu sunt un stat al păcii, ci sunt un stat al terorismului, sunt un stat al războiului, sunt un stat al crimei. Șapte oameni vinovați, uite care nu ieșau de la restaurant, care nu ieșau de la meci de fotbal, care nu ieșau dintr-o bodegă, ci ieșau dintr-o sinagogă, ieșau de la rugăciune, ieșau de acolo de unde aveau pioșenie înaintea lui Dumnezeu. Când faci lucrul acesta nu e doar terorism. Din punctul meu de vedere este demn de o minte barbară care nu poate fi acreditată mai ales la nivelul unui stat. Așadar, Palestina, iată, încă o dată se dovedește a fi un stat terorist, susținător al terorismului, un stat care nu ar trebui autorizat să fie stat. Corect. Nu este un stat, frate Flori, nu vreau da, să spun. Da, nu, e. ei de fapt sunt un fel de cărțire, pe hârtie. Ia. De fapt, dacă ei, ei, sunt... Ei, ei sunt la fel de proprietari în Israel cum sunt eu pe lună. Vă rog să notați asta Ia. și să o scrieți peste tot. Că și Ei sunt și proprietari doar în n n Au scris ei niște acte, dar n-au fost niciodată acolo. Nu a existat stat palestinian niciodată. Ascultătorii da. noștri trebuie da. să știe lucrul acesta. Da. Populația numită palestinian este populația arabă din țările din jur care s-au așezat acolo și care, sigur, fiind musulmani, într-o ură veșnică, cum spune Scriptura, astea nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Scripturii, spune, fiindcă aveai o ură veșnică împotriva fratelui tău, poporului meu Israel, datorită acestui fapt... Nu vor ajunge să fie un stat. Iar dacă se va impune prin ONU și prin organizații internaționale, ca cele pe care le-am amintit, ca pentru o vreme să fie recunoscut ca stat, lucrul acesta va accelera evenimentele sfârșitului de așa manieră încât lumea nu va fi în stare să proceseze volumul evenimentelor care vor veni unul după altul. Da. Clar. Clar, clar. Să știți că mi-a adus amărăciune în suflet vestea aceasta, în timp ce fratele nostru, Lazar, ă, avea pledoaria dumnealui. Am aflat și cumva de aceea, cum parcă m-am cutremurat. Mi-a venit aici o moștire de acolo, din Israel, rapid și. E, Pentru ascultătorii noștri, trebuie să reamintesc că va fi un război între Israel da. și statele arabe din jur. Este Psalmul 83. Citiți-l cu atenție, în particular versetele 4 și 12. Și da. veți vedea, și acolo este listată uh, toată populația care va participa da. și care formează aceste state din jur. Da, da da, da, da. Cel mai probabil da. să știți că Israelul va avea acum o reacție extrem de dură, clară. Este limpede lucrul acesta. Da, și și, și justificată. Și justificată și legitimă, pentru că uh, aceia care poate nu înțelegeți, închipuiți vă că la București sau la Oradea sau la Cluj un astfel de om să apucă să împuște de ziua națională a României oameni care ies din biserică. Ar fi, mi-aș dori de fapt să fie o dramă națională. Pare că <laughs> acum în România nici astea nu mai sunt drame naționale, nu mai interesează pe nimeni, dar mă rog, rugați-vă pentru Israel, rugați-vă. Așa e, amen. Și o întrebare care vine de la Iuliana. Ce semnificație are ceea ce spune Apostolul Pavel? Nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Parcă v-am răspuns un pic mai devreme. Sigur. Da. Nu toți. Nu toți, câți sunt români, sunt români. Da, corect. Uh, da, poți să fii român uh, în acte, dar să, ia, să nu fii un referința, român Referința. Iar asta este. Referința este cu privire la atitudine și la îmbrățișarea valorilor israelite în cazul de față, sau românești în cazul de față. Există, Daniel Maluțan, există vreo presimțire conform căreia Rusia va folosi arme nucleare anul acesta în Ucraina sau în țările care au ajutat cel mai mult cu armament Ucraina, de exemplu, SUA, Germania, Polonia, Anglia. Ce credeți? Trebuie să înțelegeți ce, ce înseamnă armă nucleară, iubiții mei. Pentru că e simplu să spui armă nucleară. Acestea au mai fost folosite. Uh, în caz de forță majoră, Statele Unite a trebuit să le folosească, repet, a trebuit să le folosească pentru oprirea războiului și uh, ceea ce a făcut Japonia, dacă vă aduceți aminte, măcelul care a fost ilegitim la Pearl Harbor, acolo unde efectiv o sumă de oameni, de copii, de tineri efectiv nevinovați au, uh, au fost măcelăriți doar pentru că uh, unii oameni n-au înțeles că uh, tipul acesta de conflicte ar fi trebuit lăsate cu mii de ani în urmă, și lăsate acolo. O armă nucleară are două. ele sunt formate de trei tipuri. Este fie o armă care e considerată murdară, cea mai mică dintre ele ca și capacitate, este practic material nuclear radioactiv care intră în componența, aș spune eu, categoriei de arme nucleare. Plutoniu neîmbogățit, da, exact. Uise. Există un material radioactiv care a fost folosit, care este sărăcit și care, oarecum, este dispersat printr-o reacție convențională, astfel încât să-i otrăvească, să-i radieze pe oameni. Asta este cea mai mică dintre ele. Mulți nici nu o consideră a fi armă nucleară, deși ea este, pentru că. Deci, asta ar putea fi folosită, dar nu Asta mai ar mare. putea fi folosită, da. Mai este încă, la categoria de mijloc, o armă nucleară tactică. Este Se comportă ca o armă nucleară Face o explozie nucleară Dar este de mici dimensiuni Este fă, făcută de așa manier încât În momentul în care explodează Ea să distrugă poate un bloc 2-3 Sau un cartier Sau să țină cât de cât lucrurile la nivel mic uh, Și bineînțeles Sunt armele nucleare strategice Care pot să uh, Incapaciteze o țară întreagă Și un continent întreg Prin uh, iradiere și așa mai departe Interesant că Biblia vorbește în Ieremia. Acum noi nu putem spune cu precizie că va fi anul ăsta sau va fi, nu știu, când că nu n avem cum să facem asta. Amenințările astea însă mie am dau de gândit. Nu pot să spun însă că nu sunt, nu sunt în cunoștință de cauză când va fi. Nu avem cum noi să știm. Cred că ne-am hazardat. Corect. Dar interesant că Ieremia vorbește despre astfel de lucruri Că ele se vor întâmpla în timpul necazului cel mare, în timpul atacului lui Gog din Magog Nu putem spune cu precizie Cert este că ne apropiem de momentul acela rapid Și faptul că este cea mai înaltă alertă nucleară care a fost dată vreodată Astăzi decizia rușilor a fost să-și înarmeze rachetele și să le, să le pună pe rampe Rachetele strategice Astăzi au făcut această decizie și au publicat-o ne arată că lucrurile escaladează. Faptul că nu se oprește absolut deloc acest război în sensul în care să se stopeze infuzia de armament și să intre într-o infuzie de diplomație și tot se trimit arme, ne arată că suntem departe de a se termina războiul, dar cred că încă nici n-am văzut ce a fost mai rău. De aceea eu vă spun că e timpul să ne sfințim, să ne rugăm, să ne pregătim Amen. Pentru că într-o vreme ca aceasta s-ar putea să vină Domnul Isus. Și dacă îmi permiteți, înainte să predau cuvântul, iubiții mei, știți că este scris că noi putem grăbi venirea Domnului? Dacă v-ați sătura de inflație, dacă v-ați sătura de lucrurile acestea grele, rele, trebuie să faceți un singur lucru. Să răspândiți Evanghelia, pentru că numărul de plin al bisericii va aduce răpirea. De aceea noi nu putem ști, că nu știm care e numărul acela. Așadar, acolo unde sunteți, investiți în asta. Dacă nu puteți să o faceți voi, măcar trimiteți suportul necesar în rugăciune, în post, suport financiar celor care pot să o facă. Pentru că e nevoie să aducem la, la, spre pocăință. Sprijiniți o fan. emisiune ca aceasta sau, da, sau o emisiune ca aceasta. Pentru că prin aceste lucruri, noi grăbim venirea Domnului, suntem exact în punctul culminant al istoriei. Nu pot, eu personal nu pot să vă spun dacă va fi anul acesta sau va fi anul viitor. Cert este că Biblia descrie în Ieremia, descrie un război nuclear, cât de aproape suntem de el, eu cred că suntem foarte aproape. Dar asta înseamnă că și biserica va fi, va fi aproape să fie luată la Domnul. Tin să cred, nu pot să spun cu precizie de 100%, dar tind să cred că biserica nu va vedea un război nuclear câtă vreme va fi pe pământ. Asta e, Tin să cred, tind eu să cred. Este cumva, încă nu sunt sigur, dar uh, cert e că aproape. e aproape. Am mai văzut așa ceva istoria, deci n-ar fi în premieră, nu e ceva extraordinar să spunem. Bun, ne oprim aici pentru că timpul este înaintat, dar nu înainte de a discuta puțin despre ceea ce ne așteaptă, mai puțin de o lună. Ieri, alaltă ieri, au fost practic, se împlinesc o lună de când vom fi la RAD, la conferința care organizăm noi în calitate de organizatori Vocea Creștinilor și avem invitați pe frații minunați fratele Lazar Gog și fratele Florin Antonie. La Arad, pe 25-26, mm. sunt suntem în pregătiri masive. La organizarea aici, în Arad, va fi um, gazda evenimentului uh, Biserica Harvest. Ne ajută frații de acolo cu locația. Dar totodată noi suntem în pregătire cu colegii mei și uh, se fac înscriere în fiecare zi. Uh, frați, cum, câteva gânduri, câteva... Uh, încurajări pentru cei care încă se gândesc dacă să vină sau să nu vină? Aveți un mesaj? Pe tema, pe tema care a stabilit-o, biserica în mass media și biserica în societate. Fiecare câte un gând, vă rog. Frate Lazar, vă dau. Da, biserica în societate de ce este important să veniți? Uitați-vă la acest aspect și am să-l reiau în advertisementul, în reclama pe care o vom face la urmă, frate Ciprian. Uh, în Biblie este scris așa că cineva s-a plâns, zice, creștinii aceștia au ajuns și la noi, domnule, oamenii aceștia au întors lumea pe dos. Așa s-au plâns în fapte. Uh, frații mei, Lumea este cu capul în jos și trebuie întoarsă pe dos, trebuie pusă în picioare, să stea în poziția în care trebuie. Lucrul acesta nu-l poate face decât biserica prin Domnul Isus Hristos. De aceea vă chemăm să veniți să învățăm împreună ce putem face în aceste remuri din urmă, să grăbim punerea în picioare a oamenilor, pentru că câte vreme stau cu capul în jos, nu văd realitatea. și rolul acest, rolul acesta special îl are biserica, slujitorii bisericii și, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt care vorbește prin biserică. De aceea este important să veniți la Arad și să învățăm împreună cum să punem în picioare biserica lui Hristos și lumea în care trăim. Acum cred că a venit rândul meu, Dumnezeu să vă da. binecuvânteze pe toți. Înainte de toate să știți că este o mare onoare să fiu eu personal alături de prietenul nostru, fratele, în același timp, doctorul Lazar Gog, să fim pe aceea scenă și să putem să discutăm despre aceste, aș spune eu, elemente strategice din viața de credință. Poate că mulți dintre voi nu le considerați a fi reprezentative pentru vremurile din urmă, ba din contră eu vă spun că sunt cele mai reprezentative și dacă doctorul Lazar uh, Gog vă va prezenta elementele bisericii în perioada aceasta, eu vă voi vorbi despre uh, ce înseamnă și cât de importantă este practic uh, implicarea bisericii în tot spectrul acesta Media, social media sau mass media, care este impactul acestor um, elemente în viața voastră, Facebook, de exemplu, cont de Instagram, YouTube, TikTok și așa mai departe, cum să le folosim în cel mai adecvat mod posibil ca să-L mărturisim pe Dumnezeu, să fim o Amin. lumină în lume, Amin. cum să um, uh, nu fi săcăitor, de exemplu, s-ar putea... Să îți dorești să fii un om cu impact și să trimiți mesaje tuturor, dar care să fie repede șterse la partea cealaltă a firului Pentru că oamenii deja poate că s-au plictisit sau poate că nu uh, vor să mai primească fotografiile de la tine Vreau să învățăm împreună de ce este important să înțelegem cum să comunicăm și cum să-l lăsăm pe celălalt să ia o decizie înțeleaptă, nu să-i o impunem noi Vreau să înțelegem, de asemenea, riscurile pe care le prezintă tot soiul de mecanisme care vin prin internet. De la oameni, poate neavizați, de la surse care sunt construite în mod special ca să fie captivante, atractive și gata să vă prezinte mărul fermecat de pe farfuriuța de aur, și pe care, în momentul în care îl veți lua. Să înțelegeți că ați pus mâna De fapt pe mărul otrăvit Vom înțelege așadar împreună Cum să ne cizelăm Caracterul în această lume Tehnologizată, ultra-tehnologizată Și de asemenea Cum să ne ferim de noi algoritmi Pe care Inteligența artificială, iată că îi lancează Pe piață Astăzi A fost Prezentat, de exemplu Unul din algoritmii De reconfigurare a, a, a dialogului și spiciului pe care îl are un om cu alte cuvinte, există algoritmi în inteligența artificială care pot să reproducă tonalitatea, emoțiile, vocii unui om. Să-ți cloneze vocea cineva. Practic, cineva, computerul va fi exact ca și tine. E, vom învăța împreună așadar <coughs> să ne ferim de astfel de lucruri, cum să înțelegem cine și ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la om doar ca să ne gâdile urechile. Sper că va fi o întâlnire extraordinară, sunt ferm convins că poate va fi una dintre rarele șanse în care, pe care le mai avem. Că nu știm dacă vom mai fi pe aici la anul, peste 2 ani, peste 3 ani. Așa că acum cât aveți șansa, veniți măcar să ne strângem în brațe unii pe alții. Deci pe 25-26 februarie, luna următoare, da, va fi totodată parte de închinare va fi condusă de familia Timofte și familia Repede, Emima și Alin Timofte și totodată Cristi și Emma Repede vor fi alături de noi. Va fi un moment minunat, o parte și minunată cu toți ascultătorii, cu o parte din ascultători care ați ales să fiți alături de noi. Sigur, nu va fi transmis în direct, doar este o conferință pentru cei care doriți să fiți parte cu noi la această conferință din Arad. Vă mulțumim pentru această seară minunată care ați fost alături de noi. Nu uita să continuați să vă rugați pentru această lucrare. Vocea creștină, suntem încă în post, mai avem până la 21 de zile. Rămânem, mă rugăciune, rămânem într-un gând și uh, că Dumnezeu să lucreze la această conferință, să lucreze la această platformă în continuare, noi să putem să ducem Evanghelia cât mai departe până la marginile pământului și avem, avem toată structura, doar că e nevoie de rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Mulțumim pentru sprijinul vostru, pentru um, atenția voastră, chiar și donațiile voastre. Vă mulțumim, vă apreciem în continuare. Noi, doar datorită bunătății voastre și a darului dumneavoastră, care ne oferiți de fiecare dată, putem să continuăm lucrarea aceasta. În continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți un weekend plăcut și aveți grijă de voi și comunitățile voastre. Amen. Amen. Să ne rugăm. Vreți să ne rugăm? Haideți. Sigur. 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 Frate Lazar. Da. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru bunătatea ta, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim pentru cinstea care ne-ai dat-o și astăzi să stăm în fața ta și în fața copiilor tăi, Doamne, cu cuvântul adevărului. Îți mulțumesc pentru fratele Antonie și pentru dăruirea lui, Doamne. Îți mulțumesc pentru slujirea lui, Doamne, cu lepădare de sine. Și îți mulțumesc pentru fratele Ciprian, Doamne, da, da. pentru efortul pe care îl face de a pune această platformă la dispoziția ta și a Evangheliei tale. Îți mulțumesc pentru frații care stau în spatele acestei emisiuni, Doamne, da. și în Arad, și aici, Doamne. Nu s-ar putea transmite. mâna ta, Doamne, care conduce toate lucrurile și care călăuzește toate lucrurile. Acum te rugăm, Doamne, pune cuvântul tău în mintea și în inima tuturor celor care au ascultat și vor mai asculta, Doamne Dumnezeule, emisiunea de astăzi și celelalte de dinainte, și pune în inima, ta, Doamne, pune în inima ascultătorilor a cât mai multora, Doamne, să poată să vină la Arad și să avem Amin. acolo o, o părtășie care să te înalțe pe tine, Doamne Dumnezeule, da. și care să cinstească Evanghelia ta. Toate lucrurile te rugăm, Tată, în numele Domnului Isus Hristos. Nume pe care îl cinstim și căruia îi aducem închinarea și mulțumirea și recunoștința noastră. Amin. 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 Fiți bine o seară plăcută, Domnul, cu voi. God bless Emisiunea Vocea Creștinilor Live. Locul unde se face auzită vocea ta prezintă Dialoguri și interviuri cu invitați speciali Voci din lumea creștină Cu moderatorul Ciprian Luca Știri de ultimă oră din România și întreaga lume Website Vocea creștinilor.com Informații utile din lumea creștină Vocea creștinilor